Bună draga mea, sunt Luna Ala. 14 octombrie, și ortodoxi sărbătoresc Sfânta Parascheva, cunoscută și ca Sfânta Vineri. Odată cu a treia săptămână a lunii octombrie, începe etapa de concentrare și de cheltuieli minime ale forțelor. Faza în scădere a lunii este proastă pentru sănătate. Activitatea ta fizică ar trebui să fie rezonabilă, fără stres și fără efort serios. Cu acest aspect pe termen mai lung te poți simți puțin neliniștită. Ar putea fi dificil să fii de acord cu alții sau îți va fi greu să găsești un limbaj comun. Trebuie să fii dispusă să faci schimbări în viața ta sau schimbarea va veni în forme foarte nedorite. Aceasta este o influență rebelă și neliniștită, una în care ar trebui să eviți să faci schimbări doar de dragul de a face o schimbări, ci în schimb să atingi zonele care ar putea avea nevoie de o anumită atenție și îmbunătățirea. S-ar putea să-ți asumi riscuri, poate și nebunii, de dragul libertății. Urmează o perioadă în care te poți deschide către noi moduri de a gândi, dar ai putea evita prea ușor să-ți asumi responsabilitatea pentru lucrurile care contează cu adevărat. Ai grijă de proiecte nepractice, dar folosește dorința de a inova. Vineri este o zi de ispită și controverse. Poți întâlni persoane și evenimente foarte pozitive, precum și situații și persoane cu o calitate exact opusă. Poți descoperi adevăruri importante pentru tine și vei putea rezolva probleme foarte importante. Duminică, energiile armonioase ale planetelor vor aduce ocazia de a rezolva cele mai importante și apăsătoare probleme în materie de familie, imobiliare. Este cu adevărat o zi a creșterii spirituale și a revelațiilor mistice. Poți obține semne importante și exacte ale destinului, răspunsuri la întrebări fundamentale. Dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbek Energia ta de viață nu îți va permite să stai liniștită, vei deveni extrem de activă. Săptămâna îți poate aduce emoții inutile, te poți aștepta la evenimente care nu ar trebui să se întâmple în principiu. Ele se referă la viața personală, la amintirile din trecut de care este timpul să scapi. În această săptămână va trebui să încerci destul de mult să-ți consolidezi succesele anterioare. La locul de muncă te poți găsi printre acei oameni ai căror șefi vor lua decizii nefavorabile. Poți găsi o modalitate de a evita o astfel de pedapse nedreaptă, dar chiar și după aceea nu vei putea să te relaxezi pe deplin. Nu vei mai vedea viitorul carierei tale prin ochelari de culoare roz, iar această realitate dură te poate speria cumva. Poți încerca să găsești sprijin în cercul vechilor prieteni, dar puțini dintre cei apropiați vor putea să îți înțeleagă preocupările. Vineri rezumă rezultatele financiare și trage concluziile corespunzătoare. Imunitatea te poate salva de problemele de sănătate. Cu toate acestea, până în seara zilei de joi, poți simți o apăsare continuă, anxietatea poate crește, poate apărea suspiciunea. Migrenele, vederea încețoșată și problemele cu sistemul cardiovascular sunt posibile. Plimbările lungi în aerul proaspăt te vor ajuta să eviți aceste lucruri. Potrivit astrelor, la sfârșitul săptămânii poți căuta aventură și emoții, poți dori să-ți ridici nivelul de adrenalină. Atenție la răniri! Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Taur în această săptămână vei putea să-ți extinzi orizonturile și să faci o mulțime de contacte utile. Poți fi trimisă pentru a efectua un fel de proiect la fața locului, iar în timpul unei călătorii scurte poți avea o privire nouă asupra realității obișnuite. Vei înțelege că nu utilizezi întregul tău potențial interior și că lenea îți împiedică foarte mult succesul. Vei compara din nou tot ceea ce ai reușit să realizezi cu succesul noilor tale cunoștințe. După aceea, poți decide că trebuie să lupți pentru succesul profesional, iar toate celelalte vise și planuri ar trebui să fie puse pe arzătorul cu flacără mică. Poți avea o săptămână încărcată de muncă, literalmente poți vărsa lacrimi pentru că tu însă ți-ai asumat obligații suplimentare și ți-ai supraestimat puterea. Știi cum să refuzi, dar îți este prea frică să jugnești pe cineva. Luna nouă te va afecta în modul cel mai pozitiv. Vei deveni sociabilă și prietenoasă, vei ajunge ușor la oameni, îți vor veni în minte multe idei interesante. Problemele din gospodărie pot fi o bucurie. Cea mai bună cale de a risipi energia acumulată este de a face reparații și de a acorda timp pentru rezolvarea problemelor economice ale gospodăriei. Dacă activezi în mediul creativ sau cel legat de știință, te poți aștepta la rezultate excelente. Astrele situate în sectorul 2 al astrogramei tale avertizează. Capacitățile materiale pot fi foarte limitate. Aparent, marți vei dori să împrumuți bani. Relația cu iubitul tău poate fi construite neuniform și nu depinde de tine, ci de partener. Emoțiile pozitive le poți obține duminică din comunicarea cu un prieten. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemen Poți primi câteva informații confidențiale în această săptămână. Informațiile pe care le vei avea datorită unui accident ciudat le poți trata cu mult scepticism. Va dura câteva zile înainte de a te fi convinsă de autenticitatea lor. Imediat după aceasta, vei începe să reflectezi asupra modului în care poți profita de ceea ce ai învățat din această întâmplare. Atâta timp cât rezolve această problemă, viața ta personală va rămâne fără nicio atenție îndreptată către tine. În același timp, o persoană care revendică deschis mâna și inima poate apărea alături de cel ales și, prin urmare, o luptă cu un rival poate fi inevitabilă pentru tine. Poți fi însoțită de o stare bună și pur și simplu nu ții seama de acest lucru. Oamenii din jurul tău pot simți energia ta pozitivă și există întotdeauna cei care doresc să socializeze cu tine. Astrele susțin că este probabilă finalizarea unui proiect care a avut nevoie de o muncă lungă și obositoare. Ești mulțumită de tine! Ai grijă de bunăstarea ta mentală. Toate bolile pot fi în exclusivitate psihosomatice. Luna nouă poate fi ambiguă pentru tine, poate induce o somnolență constantă, cât și o serie de incidente de diferite feluri. Dacă sistemul tău nervos nu este în ordine, atunci poți începe să te mănânci prea mult, să te implici în alcool și să adopți un stil de viață nesănătos din cauza stresului. Acordă o atenție deosebită mediului înconjurător, Oamenii negativi vor atrage lucruri negative în viața ta. Din potrivă, personalitățile bucuroase și vesele vor avea un efect benefic atât asupra ta, cât și asupra vieții tale în ansamblu. La sfârșit de săptămână te așteaptă o întâlnire și emoțiile vor depăși așteptările. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC fii pregătită pentru o ofertă de muncă excelente. Te poți aștepta la întâlniri și cunoștințe, ceea ce va influența foarte bine creșterea profesională. Dar îți poți sabota propriul succes. Incapacitatea emoțională va fi de vină. Poți considera că știi adevărul absolut, prin urmare vei începe să îți impui voința în fața altora. Nu risca și nu te implica în aventuri. Acest lucru este plin de pierderi monetare. În această săptămână vei acorda prioritatea sferei afecțiunilor de dragoste. Poate exista un mic incident între tine și cealaltă jumătate și acesta este cel care va pune în pericol bunăstarea cuplului. Se poate să fi lăsat la o parte toate treburile pentru a reveni la un iubit. Ca rezultat, îl vei putea convinge că un incident neplăcut ar trebui să fie uitat pentru totdeauna. Vei rezolva pozitiv această problemă prin sacrificarea carierei tale. În timp ce lupți pentru dragoste, o poziție promițătoare poate merge către principalul tău concurent. Tu ești foarte maleabilă și depinzi de opiniile oamenilor din jurul tău. Ai tendința să respecti cerințele altora chiar dacă nu te mulțumesc. În viitor, acest lucru te poate duce într-o stare de supra-solicitare, iar joi poți simți nemulțumirea completă față de tot ceea ce se întâmplă. Cele care doresc să-și diversifice viața personală, care sunt obosite de monotonia în relație, se pot aștepta la o întâlnire vineri. Întâlnirea poate avea loc în locuri neașteptate, însă trebuie să mergi mai des la o plimbare și să participi la orice eveniment. Duminica vei rezolva foarte repede o problemă și vei fi mândră de tine însăți. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu în această săptămână vei fi plină de entuziasm și te poți forța pentru un nou succes profesional. Concentrându-te cu totul asupra afacerilor, poți uita complet de promisiunea pe care ai dat-o cuiva din gospodăria ta. Pe această bază, un conflict major de familie poate fi escaladat și va anula complet numeroasele tale succese profesionale. Va trebui să dovedești din nou cât de importantă este familia pentru tine și tot ce este legat de ea. Poți petrece mai multe zile în această privință, dar vei reuși? În cele din urmă, un echilibru delicat va veni în viața ta atunci când cariera și familia se armonizează reciproc. De luni până miercuri poți fi deosebit de norocoasă. Nu neglija să mergi la sala de sport, să ieși undeva, să mănânci bine. Ultima recomandare nu este valabilă mai ales pentru cele care au depășit limita recomandată a greutății corporale sau doresc să-și protejeze ficatul. Începând de joi, activitatea ta va scădea sau, din potrivă, vei deveni preactivă și, prin urmare, nervoasă. Nu te scuza pentru mult, fă-ți treaba cu bună credință și fără grabă inutilă. Mart și miercuri sunt potrivite pentru călătorii, dar trebuie să le planifici în avans. Cele care caută posibilitatea unor venituri suplimentare vor trebui să se gândească să-și sacrifice timpul liber. Cele singure pot fi gata să se arunce într-o relație neașteptată, pot crede că își pot permite o aventură romantică. Sâmbătă nu vor regreta decizia. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, în această săptămână ești predispusă la situații stresante și te poți îngrijora de propriul tău sine și de suspiciunile sporite din punct de vedere al sănătății. Poți fi constant îngrijorată de ceva sau că ai un stil de viață prea sinuos. Marți, pentru o perioadă scurtă de timp, poți rezolva mai multe probleme deodată. Problema banelor te poate mistui pe deplin. Bugetul va fi direct legat de sprijinul financiar al celor dragi, precum și de propriile economii. Nu-ți fie teamă că veniturile vor cădea. Cel mai probabil este doar un timp instabil din punct de vedere financiar. Pierderile de numerar se datorează cel mai probabil neplății datoriilor sau cheltuielilor nerezonabile ale altor persoane. Cu toate acestea, un succes deosebit te așteaptă în tot ce ține de activitatea creativă. Vei putea avea o abordare neobișnuită a lucrurilor și vei avea rezultate uimitoare este posibil să decizi să îți concentrezi întreaga pasiunea creativă asupra reparațiilor. La domiciliu nu vei avea timp să termin în următoarele șapte zile, dar chiar și așa nu te va face să intri în panică. Alături de tine poate fi un iubit sau un cuplu de prieteni apropiați cu care reparația de rutină se va transforma într-un eveniment destul de interesant pentru tine. La sfârșitul săptămânii, dacă te bazezi pe primirea de bani, acest lucru se va întâmpla. În familie, dacă nu te bucuri de aceeași autoritate, va trebui să remediezi cumva situația. Weekendul este mai bine să-l petreci departe de, de casă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța Săptămâna aceasta este o perioadă foarte bună pentru tine când poți termina acele lucruri pe care nu le poți face poți primi un fel de stimulant, iar tu te uiți la altceva altfel. Este foarte probabil ca aceasta să fie o renovare de apartament sau să te muți într-un alt loc de reședință. Din cauza unui incident, locul muncii tale se poate transforma brusc într-un teren de confruntare militară, unde două tabere opuse se luptă pentru recunoaștere de către șefi. Tu și colegii tăi aleați veți putea câștiga această luptă. Echipa ta mică poate decide să-și sărbătorească victoria cu voce tare și această petrecere improvizată va fi probabil cel mai plăcut eveniment pentru tine săptămâna asta. Puți căpăta o poziție avantajoasă față de concurenți la locul de muncă, dar încearcă să nu o afișezi deschis. Pe frontul personal nu te aștepta la greutăți speciale, prin urmare vei ignora această zona vieții tale. Dar te așteaptă o pasiune neașteptată de iubire care te va capta complet nu crezi în dragoste la prima vedere? Se pare că vei avea ocazie să vezi. Asta pentru tine. Nu încerca să dezvolți aceste emoții. Cel mai probabil, aceasta este o dragoste foarte scurtă. Joi este cea mai bună zi a săptămânii din toate punctele de vedere, dar de vineri situația se va schimba într-o direcție mai puțin dorită. Economisește banii. Achizițiile spontane sunt pline de probleme financiare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, astrele ți-au destinat în această săptămână să te întâlnești cu oameni foarte influenți. Vei face o impresie de neșterse asupra lor și vei găsi în persoana lor aliați de încredere pentru proiectele tale de afaceri. În plus, în următoarele șapte zile vei avea timp să rezolvi o serie de alte probleme importante. Poți repara un dispozitiv de neînlocuit care a ieșuat recent, poți face pace cu un prieten și poți întâlni o persoană care este ideală pentru rolul celelalte jumătăți. Poate că numai relațiile tensionate cu rudele mai în vârstă nu îți vor permite să experimentezi ce este adevărata fericire asigură-te că ai pus deoparte cel puțin câteva zile pentru a avea grijă de propria sănătate. Prevenirea te va ajuta să eviți consecințele grave. Cele căsătorite se pot simți ofensate de partenerul lor, deși nu merită deloc să se ocupe de neînțelegerile care au apărut. Potrivit astrelor, totul va trece ca un fum până la sfârșitul săptămânii. Vineri s-ar putea să te simți mai rău, oboseala și stresul se pot dezvolta în stare de apatie. Ai grijă la locul de muncă, ai grijă de obiectele tăioase și ascuțite. Sâmbăta și duminica ai nevoie de un somn plin. Apoi asigură-te că faci o plimbare în aerul proaspăt. Trebuie să înveți să te uiți la viață cu bucurie. Se recomandă să acorzi atenție sistemului cardiovascular. Dacă ai decis în cele din urmă să adopți un stil de viață sănătos, astrele insistă. Începe cu o dietă. Mart se potrivește cel mai bine. Activitățile sportive ar fi bine să fie organizate joi, atunci vor aduce rezultate tangibile. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. 10. Toată săptămâna vei avea noroc de întâlniri cu străini care se disting prin decențe și pe care te poți baza în viitor. Dacă ești în căutarea de noi parteneri, atunci astrele insistă, este o perioadă bună pentru a-i obține imediat. Situația la locul de muncă nu este rea, ești loială, iar acest lucru te ajută să scapi de grijile anterioare. Fii sociabilă și activă chestiunile legate de bani vor necesita atenția ta. Astrele recomandă numai activități practice, menaj, lucrul în grădină. Angajează-te în implementarea proiectelor creative. Problemele cu finanțele pot fi rezolvate prin combinarea raționalismului și planificării bune, cu diligența și perseverența. În ziua de joi nu face nimic nou, adu la bun sfârșit tot ceea ce ai planificat mai devreme te poți dedica în această săptămână reformelor majore ale gospodăriei. Poți primi brusc ideea de a-ți revizui complet dieta și de a aduce toți membrii gospodăriei în această acțiune. Familia ta ezită, dar va fi de acord să mănânce numai elemente sănătoase, spălând legumele și fructele cu decoct pe bază de plante și apă minerală fără gaz. Mai aproape de weekend, pofta ta pentru alimente sănătoase va fi semnificativ mai mică. Nu vei rezista tentației de a mânca o bucată de tort, de a merge să vizitezi pe cineva și să guști un alt fel de mâncare foarte bogat în calorii. În acest fel vei spune un rămas bun de tocmai începute și vei reveni la obiceiurile vechi. Nu merită să cobori într-o nouă relație a planului personal, aici ai nevoie de prudență. Dacă ți e dor de tine, întâlnește-te cu prietenii vechi. Weekendul va fi liniștit, nu grăbi lucrurile. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, performanța ta lasă foarte mult de dorit. Poți dori să te bucuri de lenevie și odihnă. Orice stres fizic și psihic puternic te va fi epuizat până la limite și nu vei reveni în curând la normal. Poți trece această săptămână în putere sentimentului sublim. Poți lăsa la o parte munca și alte lucruri visând doar la un singur lucru, să te odihnești. Cele singure pot visa ca noul roman să crească într-o relație stabilă cât mai curând posibil. Pentru a atinge acest obiectiv va fi nevoie să renunți la euul personal în dialog cu noua ta jumătate, nu te mai întâlni cu prietenei și uite de multe dintre obiceiurile tale totuși sacrificiile așezate pe altar nu te vor răsplăti deloc. Dacă te-ai gândit din nou la modul de a schimba situația, poți intenționa să iei o mică vacanță. Trebuie să te gândești că situația ta financiară poate deveni complicată, astfel încât astrele îți recomandă. Alege opțiuni foarte economice. Joi poți uita de o întâlnire importantă sau poți întârzia. Poate că va fi necesar să te justifici în fața cuiva. Vineri, circumstanțele familiale se pot schimba și nu vei înțelege cum să te comporți, dar este mai bine să ai încredere în propria ta intuiție. Ai grijă atunci când îți pregătești hrana, sistemul digestiv este slăbit. Același lucru se aplică sistemelor limfatic și cardiovascular. Prin urmare, nu abuza de alcool, încearcă să eviți obiceiurile proaste. Problema săptămânii este că o prietenă va arăta lipsă de onestitate, o vei întâlni sâmbătă. Sâmbătă și duminică este indicată o completă. Este obligatorie. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător Adesea, când nu te simți suficient de expusă, te comporți impulsiv, nu poți aștepta până când situația se rezolvă. Zilele foarte ocupate ale săptămânii sunt marți și miercuri. Astrele insistă. Pentru tine acum este important să găsești o ocupație care te va liniști într-un fel. Ar fi plăcut să mergi la piscină, saună și masaj sau cel puțin să faci o plimbare seara. Afacerile de familie și afacerele membrilor familiei tale pot ieși pe primul loc. Planetele te sfătuiesc să restabilești ordinea și confortul pentru a reîmprospăta interiorul gospodăriei. Probabilitatea ridicată de inspirație indică faptul că poți încerca să îți realizezi potențialul creativ acasă. Emoții pozitive pot fi obținute prin comunicarea cu cel iubit. El te va trata cu atenție și în mod delicat. Uită-te la lucrurile reale, mai ales pe cele care se referă la intimitatea ta. Astfel, conflictele și certurile vor înceta complet între pereții casei. Vei simți pacea incomparabilă a minții. Singurul lucru care va pune în ceață starea ta clară este o mică problemă cu finanțele. Dacă plănuiești o coletorie, nu ezita să mergi Noul mediu te va ajuta să te liniștești, să îți evaluezi cu strictețe propria putere și capacitățile, precum și să te îndepărtezi temporar de o situație nesănătoasă la locul de muncă. Mai aproape de weekend, un incident neplăcut te va constrânge să te descurci singurică și acest incident va provoca în sufletul tău o furtună de emoții negative. Poți lua în considerare o nouă ofertă de muncă, poate fi foarte profitabilă pentru tine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! Sentimentele filosofice vor fi tipice pentru tine de în această săptămână. Poți învăța cum să găsești emoții pozitive în lucrurile banale și vei începe să percepi îndeplinirea datoriei tale oficiale ca o mare bucurie. Poți dori plăceri intelectuale, deci îți poți dedica timp pentru a studia sau pentru autoeducație. Mintea ta este concentrată și sobră, ceea ce te va ajuta să absorbi cu spor informațiile noi. Citește literatura care îți lărgește mintea. Acest lucru te va face mai distractivă în conversațiile cu prietenii. Apropo, prietenii această perioadă te vor încânta sincer. La locul de muncă este de așteptat o neînțelegere cu superiorii. Fii pregătită pentru conflicte cu reprezentanții serviciilor administrative. Expunerea și evaluarea obiectivă a situației vor ajuta la evitarea acestora. Tu ai o înțelegere uimitoare când vine vorba de orice ocazie de a face bani? Chiar dacă ești complet mulțumită de situația financiară, veniturile suplimentare pot apărea în această săptămână? Te poți aștepta la un flux bun de numerar. Astrele insistă: joi să nu pierzi niciun apel. De unul dintre ele va depinde foarte mult viitorul tău. Un zâmbet visător care se rotește pe fața ta va avea un efect atractiv asupra oamenilor de sex opus, și mulți dintre ei se vor grăbi să te cunoască. Cineva dintre acești oameni te va interesa sincer și această comunicare va curge rapid spre o relație solidă. Rudele tale pot percepe foarte sceptic romanul abia început, fără să încerce să te convingă că dragostea la prima vedere nu există. Weekendul este mai bine să-l dedici familiei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!